În California, frații gemeni David și Jennifer își petrec zilele în mod foarte diferit. Jennifer este o fată populară și iese la întâlniri cu orice băiat dorește. Între timp, David este mai degrabă timid și se uită de la distanță la o fată, imaginându-și doar că vorbește cu ea. Îi place să-și petreacă seriile acasă urmărind un serial alb-negru din anii 50, numit Pleasantville, până în punctul în care poate recita fiecare replică de dialog din memorie. Uneori o aude pe mama sa divorțată certându-se cu tatăl său în privința custodiei, dar David se limitează să dea volumul televizorului mai tare în loc să ofere sprijin. Seara, după ce mama lor este plecată, Jennifer vrea să urmărească un concert cu noului partener, iar David vrea să urmărească maratonul Pleasantville. Gemenii se ceartă pentru telecomandă, care cade pe jos și se sparge. Dintr-o dată sună suneria de la ușă și Jennifer răspunde, doar pentru a găsi un reparator care pretinde că a venit pentru televizorul stricat. Jennifer îl lasă să intre, întrebându-se în același timp cum de știa, pentru că nu l-a sunat nimeni și observând camioneta lui de epocă. În timp ce afară începe să fulgere, reparatorul scoate o telecomandă cu aspect ciudat pentru a-i o da lui David, spunând că aceasta are mai multă forță. La ieșire, reparatorul comentează despre întâlnirea lui Jennifer, fără să explice de unde știa. După aceea, David pornește televizorul, folosind telecomanda ciudată. El și Jennifer încep să se certe din nou din cauza acestuia, în același timp în care și cei doi adolescenți din Pleasantville se ceartă pentru o carte. Dintr-o dată telecomanda strălucește și gemenii sunt transportați în televizor. Ei fac acum parte dintr-o lume alb-negru și chiar și hainele și părul lor s-au schimbat pentru a se potrivi cu cele ale personajelor. În acel moment, George, tatăl din serial, le amintește că este timpul pentru școală. Se pare că cei doi gemeni au luat cu adevărat locul fraților din serial, iar celelalte personaje chiar îi numesc după numele fictive. Apare reparatorul de mai devreme și le spune lui Jennifer și David că ei sunt un miracol, iar acest lucru se întâmplă datorită cunoștințelor lui David despre serial. De asemenea, ele arată că în lumea lor, partenerul lui Jennifer sosește la casă, dar pleacă când nimeni nu-i răspunde, insultând-o. Gemenii cer să fie duși înapoi, dar reparatorul se simte jignit pentru că nu-i apreciază cadoul și dispare. După ce ascund telecomanda, mama Betty obligă pe gemeni să ia micul dejun, care este imens. Apoi gemenii se îndreaptă spre școală, iar David recunoaște toate personajele din serial. Jennifer începe să se sperie, așa că David insistă că trebuie să se joace până când se întoarce reparatorul. Dintr-o dată apare o mașină de pompieri și un grup coboară din ea, dar au venit doar ca să salveze o pisică. În timp ce Jennifer se plânge de situație, un licean pe nume Skip o salută. Jennifer îl place imediat și acum abia așteaptă să meargă la școală. Mai târziu, la ora de geografie, profesoara le povestește elevilor despre cele câteva străzi din oraș. Jennifer întreabă ce este în afara Pleasantville-ului, derutându-i pe toți ceilalți. Profesoara răspunde doar că sfârșitul străzii principale este doar începutul din nou. Între timp, David se antrenează cu echipa de basket. Înainte nu se pricepea deloc la sport, dar acum reușește să execute fiecare aruncare fără probleme. Toți ceilalți din echipă reușește ei de fiecare dată, confirmând că acest loc funcționează după logica televizorului. Apoi Skip îl abordează pe David și îl întreabă dacă ar trebui să o invite pe Jennifer în oraș. David recunoaște că acesta este începutul unui episod și îi spune lui Skip că ar trebui să aștepte. Skip se supără și ratează următoarea încercare, lăsându-i pe toți în stare de șoc. Când își dă seama că luarea unor decizii ieșite din comun ar putea ruina această lume, David se grăbește să-i spună lui Jennifer să iasă cu Skip. În schimb, Jennifer împărtășește cât de ciudat a fost ziua ei. Toate cărțile sunt goale, iar când încearcă să dea foc la un șervețel, acesta nu arde. Așa se explică de ce pompierii salvează aici doar pisici. În acel moment, prietenele râzătoare a lui Jennifer vin să-i spună că Skip plănuiește să o invite în oraș și să-i dea insigna lui, iar Jennifer acceptă în cele din urmă să intre în joc. Mai târziu acasă, Jennifer se îmbracă pentru întâlnirea cu Skip și comentează despre hainele conservatoare. David îi spune să nu-și facă griji, pentru că oamenii nu sunt obraznici în această lume, ceea ce o dezamăgește. După aceea, David se grăbește la slujba sa de la magazinul de sucuri, unde este întâmpinat de șeful său Bill. Deoarece David a întârziat, Bill îi spune că continuă să șteargă teșgheaua, fără să știe ce să facă în continuare. David îl face să se oprească și explică că Bill poate face cartofi prăjiți, chiar dacă David nu a pus încă șervețelele. Seara, magazinul de băutură coritoare se umple de adolescenți, inclusiv Skip și Jennifer, la întâlnirea lor. Skip vrea să ia totul încet și are emoții n-a se ține de mână, ceea ce o plictisește atât de mult pe Jennifer, încât se duce la baie pentru o pauză. Spre surprinderea ei, nu există toalete. Prietenii apar curând și se arată entuziasmați de faptul că Jennifer ar putea ajunge pe Lover's Lane cu Skip. Acum că știe despre acel loc, Jennifer se întoarce la masă și spune lui Skip să o ducă acolo. Ei pleacă cu mașina, iar David ghicește imediat intențiile obraznice ale surorii sale, așa că încearcă să se oprească, dar fără succes. La Lover's Lane, Jennifer se dă la Skip foarte nervos și îl convinge să se distreze. Skip este foarte confuz pentru că trupul lui nu s-a mai comportat așa până acum, așa că Jennifer trebuie să explice că este normal și în cele din urmă reușește să-i ofere prima dată. Între timp, Bill apare la casa lui David pentru a-i spune că a închis magazinul de unul singur, lucru pe care nu l-a mai făcut niciodată. Bill începe să-i împărtășească cât de mândru este că a fost spontan pentru o schimbare, dar
dar se blochează când Betty trece pe lângă el și îl salută. Este clar că amândoi sunt atrași unul de celălalt. Mai târziu, Skip o lasă pe Jennifer la ea acasă, iar Davy se îngrijorează de cât de schimbat arată. În timp ce pleacă, Skip este șocat să vadă că un trandafir din grădină este de fapt roșu. A doua zi, David îl caută pe reparator la televizor, dar nu găsește nimic, cu excepția canalului meteo, care anunță întotdeauna vreme bună. Mai târziu, în timpul antrenamentului de basket, David îl vede pe Skip, povestindu-le cu echipierilor săi lucrurile pe care le-a făcut cu Jennifer. Apoi, când aruncă mingea, toți ratează. Îngrijorat, David se duce la Jennifer și îi spune că ea să joacă cu acest univers, însă Jennifer subliniază că localnicii nu erau cu adevărat fericiți înainte. În acel moment trece pe lângă o fată care face un balon cu guma de mestecat și este de fapt roz, ceea ce înseamnă că ideea lui Jennifer se răspândește. În curând toți se duc la Lover's Lane pentru a se distra. Acest lucru face ca totul să se schimbe. Echipa de basket devine mai slabă, magazinul de mobilă începe să vândă paturi duble și tot mai mulți oameni încep să vadă culori. David continuă să-l caute pe reparator, dar fără succes. Într-o seară, la magazinul de sucuri, David își dă seama că adolescenții sunt mult mai eliberați decât înainte, sărutându-se deschis și ascultând rock and roll. De asemenea, îl găsește pe Bill ascuns în spatele teșghelei pentru că nu mai are cheeseburgeri și are o criză existențială pentru că își urăște munca. David subliniază că oamenilor nu le poate plăcea întotdeauna ceea ce fac, iar Bill îi atrage atenția că este destul de trist. De asemenea, recunoaște că perioada lui preferată din an este Crăciunul, pentru care ocazia să picteze un desen mural, un lucru diferit. Apoi scoate o carte de fotografii și arată lui David toate diferitele picturi murale, care sunt destul de bune. Între timp la frizerie, George și prietenii săi discută despre faptul că echipa de basket a pierdut. Dar când vine primarul Bob, acesta le spune că este imposibil, pentru că echipa de basket nu pierde niciodată. Acasă, Betty și prietenii joacă cărți. Una dintre femei vorbește despre fiica ei, a care limba a devenit roz și cum culoarea s-a răspândit și pe buze. O altă femeie spune că a văzut o mașină verde în fața magazinului de înghețată. În timp ce Betty ascultă, își ia cărțile și este șocată să vadă că au culoare. Mai târziu în cursul serii, Betty o întreabă pe Jennifer ce se întâmplă la Lover's Lane, așa că Jennifer trebuie să o învețe despre păsări și albine. Lui Betty nu-i vine să creadă ce aude și spune că George nu ar face niciodată așa ceva, așa că Jennifer o învață cum să facă asta doar cu mâna. Câteva clipe mai târziu, în timp ce George este în pat, Betty pregătește o baie și urmează instrucțiunile lui Jennifer. Îi place senzația și când ajunge la punctul culminant, baia capătă culori pline și bradul de afară ia foc. Văzând acest lucru, David aleargă la stația de pompieri strigând foc, dar niciunul dintre ei nu reacționează, așa că David spune schimb pisică. Pompierii se grăbesc să ajungă la casa lui David, dar nu știu ce să facă cu focul, așa că David ia furtunul din camion și stinge flăcările, în timp ce vecinii se privească. A doua zi, David primește o medalie pentru eroismul său. După ceremonie, Margaret îi face cadou niște fursecuri de casă, ceea ce îl șochează pe David, pentru că în serial îi place altcineva. În drum spre magazinul de sucuri, David vede un cuplu care se sărută și amândoi sunt acum complet colorați. Înăuntru, el găsește mai mulți adolescenți colorați care ascultă jazz, dar toți îngheață când îl văd pe David. Ei vor să știe de unde a știut David să stingă focul, așa că el spune că asta făceau pompierii în locul în care a locuit. Grupul întreabă apoi unde a locuit și se spere când el spune că a locuit, în afara Pleasantville. David începe să le spună povești din lumea exterioară și își amintește o mențiune despre un râu în Huckleberry Finn pe care o scoate. Cartea nu mai este goală, așa că Jennifer le explică faptul că în timp ce le povestea complotul romanului, paginile s-au umplut. Cu toate acestea, s-a oprit la jumătatea drumului pentru că ea nu l-a terminat niciodată. Adolescenții roagă pe David să le spună cum se termină romanul, iar când el face acest lucru, celelalte pagini se umplu și ele. Entuziasmați, adolescenții aduc mai multe cărți și David le umple pe toate. În curând la bibliotecă se formează cozi lungi de adolescenți care vor să mai scoată și alte cărți. Bărbații de la frizerie încep să se îngrijoreze de toate aceste schimbări în tradițiile lor. Nici lui Bob nu-i place încotro se îndreaptă lucrurile, așa că îl vizitează pe George pentru a vorbi despre chestii precum paturile duble și oamenii care își dau demisia. Apoi Bob îl invită să devină membru al camerei de comerț din Pleasantville, iar George acceptă bucuros. Pentru a sărbători, George o cheamă pe Betty să pregătească niște gustări, însă aceasta nu apare. David se oferă să o caute și o găsește plângând la chiuveta din bucătărie pentru că a devenit colorată. Îi este teamă să nu fie judecată de soțul ei, așa că David îi ia machiajul și o ajută să arate din nou gri. Acum ea poate și în oraș, deoarece George nu a încetat să o strige pe nume, în loc să se ridice în picioare. A doua zi, la magazinul de sucuri, David îi dăruiește lui Bill o carte despre picturi celebre. Vederea unei asemenea frumuseți îl zgude cu adevărat pe Bill și spune că nu va mai putea niciodată să picteze așa, pentru că nu poate vedea culorile.
Câteva clipe mai târziu, David o invită pe Margaret în oraș, iar fata este de acord. Sărind de emoție, David se întoarce acasă și este șocat să vadă reparatorul la televizor. Reparatorul se gândește să-i trimită pe Gemini înapoi, pentru că se schimbă prea mult, dar David doar închide televizorul. Apoi David verifică ce face Jennifer și este surprins să o găsească citind H. Lawrence. Ea nu înțelege de ce nu a căpătat culoare, așa că David îi sugerează că poate nu doar faptul că face prostii o declanșează. Ceva mai târziu, David și Margaret merg cu mașina la Lover's Lane pentru întâlnirea lor. Aproape totul în această zonă este colorat, iar majoritatea cuplurilor își citesc unul altuia, în timp ce de asemenea și-au culoarea. David împărtășește câteva povești din afara Pleasantville și Margaret îl hrănește cu fructe culese de ea, mergând chiar la un copac pentru a lua un măr proaspăt. Între timp, Betty se plimbă prin oraș și observă un tablou mare pe fereastra magazinului de sucuri. Intră înăuntru și îl găsește pe Bill Picton în stiluri noi. El o invită să se uite la picturile lui și arată celebrele lucrări din carte. Când Betty observă că femeia din tablou plânge, plânge și ea și, din întâmplare, șterge o parte din machiaj. Speriată, încearcă să plece, dar Bill oprește pentru că vrea să-i vadă culoarea frumoasă și șterge mai mult machiaj. Acasă, Jennifer încă citește când își dă seama că este frig, așa că își pune un pulover. Își dă seama că are probleme cu cuvintele și își pune ochelarii. E ca și cum s-ar transforma încet încet într-un localnic. În acel moment, Skip aruncă cu pietricele în fereastra lui Jennifer și amintește de întâlnirea lor obraznică, dar Jennifer spune că este ocupată să învețe și le respinge. Câteva minute mai târziu, tunetul apare pentru prima dată în acest oraș. George ajunge acasă și o cheamă pe Betty, dar aceasta nu este prin preajmă și nu i-a lăsat cina pregătită. La magazinul de sucuri, Bill o pictează pe Betty. Când se ridică pentru a observa furtuna, ea vede munca lui Bill și este surprinsă de rezultat. La Lover's Lane, începe să plouă foarte tare și toată lumea se sperie, așa că aleargă la un foișor pentru a se deposti. David îi învață că ploaia nu este periculoasă și iese afară, râzând de experiența trăită. În același timp, George iese și el în ploaie, supărat pentru că rutina lui a fost stricată. Neștiind ce altceva să facă, se duce la popicărie, unde Bob și ceilalți băieți sunt îngroziți să-i audă povestea. Unul dintre băieți arată o arsură de la un fier de călcat pe spatele cămășii, explicând că și soția lui este ciudată. Toți bărbații ură să piardă controlul asupra soțiilor și sunt de acord să facă echipă pentru a lupta împotriva schimbărilor din oraș. La magazinul de sucuri, Bill și Betty se sărută. În dimineața următoare, primul curcubeu apare deasupra orașului. Bill și Betty se trezesc și descoperă că sunt complet colorați, la fel și magazinul de sucuri. Acasă, Jennifer a căpătat și ea culoare. Margaret se trezește la Lover's Lane și este și ea colorată, dar din păcate, David este încă în alb negru. În curând se anunță o adunare orașului pentru a discuta schimbările. George încearcă să o aducă pe Betty la ședință, dar ea refuză. O ceartă începe în care George spune că culoarea este temporară și că o soție ar trebui să aibă întotdeauna cina pregătită pentru soțul ei, iar Betty este terminată. Îl informează că i-a pregătit câteva mese în avans și îl învață cum să le încălzească, apoi pleacă. Între timp, David îi face cadou lui Margaret prima umbrelă, care fusese accesoriu de teatru. În acel moment, un bătăuș trece cu mașina și le amintește de întâlnire, în timp ce face mișto de Margaret pentru că este colorată. La ședință, primarul se adresează îngrijorărilor oamenilor în legătură cu culorile și spune că trebuie să decidă ce este plăcut și ce nu, propunând să păstreze aceste categorii separate. La magazinul de sucuri, Bill își răzuiește pictura murală de pe geam, înainte de a observa că Betty vine spre el cu valiză. A doua zi, mai multe magazine încep să pună afișe pe care scrie interzis persoanelor de culoare. O mulțime se adună în jurul magazinului și se uită șocată la pictura murală de pe vitrină, care o reprezintă pe Betty fără haine pe ea. După ce se uită și el la pictura murală, David trece pe lângă magazinul de televizoare și îl vede pe reparator pe un ecran. Acesta vrea să-l trimită pe David înapoi în lumea lui, însă David refuză și pleacă pur și simplu. Dintr-o dată, vede un grup de liceni care orțuiesc pe Betty, așa că David se grăbește să o apere lovindu-l pe unul dintre băieți. Îngroziți pentru că nu au mai văzut niciodată violență, băieții fug, în timp ce David descoperă că în sfârșit a căpătat culoare. Betty îl îmbrățișează pentru a-l felicita. Înapoi la pictura murală, mulțimea strigă furioasă, iar un bărbat aruncă o piatră în fereastră, spărgând-o. Mulțimea aplaudă și nevoia de violență se răspândește, așa că mai mulți oameni încep să atace magazinul. La început e vorba doar de fațadă, dar curând intră și încep să distrugă toată mobila, proviziile și alte picturi. În acea seară, cenușii încep să ardă cărți în semn de protest. Skip vrea să ardă cartea lui Jennifer, dar ea i-o smulge din mâini și fuge. Se întâlnește cu David și cu fetele și împreună merg la magazinul de sucuri, unde îl găsesc pe Bill făcând ordine. Grupul se oferă imediat să-l ajute. Curând, Bob organizează o altă ședință la primărie, spunându-le cetățenilor că trebuie să stabilească un cod de conduită pentru oraș. Mai târziu, David le citește noile reguli oamenilor colorați de la magazinul de sucuri. Regulile pun capăt vandalismului și îndeamnă la un tratament politicos, dar anunță și închiderea Lover's Lane și a bibliotecii publice.
Muzica rock și jazz, umbrelele, paturile mari și vopsea colorată sunt interzise. Toată lumea este supărată și se teme să pornească tonomatul, dar David îl pornește oricum și le reamintește tuturor să lupte pentru drepturile lor. În acea noapte, toți oamenii colorați dorm la magazinul de sucuri. David îi promite lui Bill că va picta din nou și le vine o idee. A doua zi, băiatul de la ziar este surprins să-i găsească pe David și Bill, dormind sub o pictură murală colorată, care înfățișează diverse interdicții din oraș, cum ar fi cuplurile care se sărută și cărți care ard. O mulțime se formează în curând pentru a-și exprima dezaprobarea, ceea ce face ca David și Bill să fie arestați. Ceva mai târziu, George îl vede pe David în închisoare, în timp ce mănâncă măsline, direct din borcană. El explică faptul că Betty a plecat cu 3 zile în urmă și că nu-și poate da seama ce zi este, pentru că rutina lui a fost stricată. George se întreabă ce a mers prost și David spune că nimic, doar că oamenii se schimbă. La procesul lui David și Bill, aceștia sunt acuzați de utilizarea intenționată a unor culori de vopsea interzise. David cere un avocat, dar Bob spune că nu folosesc unul pentru a păstra situația plăcută. David începe un discurs despre lucrurile importante din viață, sublinind că nu există nicio diferență între oamenii în alb și negru și oamenii colorați. David îl întreabă pe George dacă lipsește și altceva în afară de curățenie și gătit, făcându-l să se uite la soția sa. Plângând, el se uită fix la Betty și recunoaște că arată mult mai bine, făcându-l să prindă culoare. În timp ce David continuă să vorbească despre importanța exprimării sentimentelor, alți oameni din tribunal devin și ei colorați. Bob se enervează, dar David doar îl tachinează până când acesta cedează și capătă și el culoare. Toată lumea oftează și Betty dă lui David o oglindă pentru ca Bob să poată înfrunta adevărul. În timp ce Bob îngrozit fuge, o persoană le spune tuturor să iasă afară. Mulțimea se grăbește să iasă în stradă și este plăcut surprinsă să vadă că întregul oraș este acum plin de culori strălucitoare. După ce Margaret îl sărută pe David, acesta se îndreaptă spre magazinul de televizoare și vede că în sfârșit difuzează imagini din lumea exterioară, de asemenea în culori. Mai târziu, Jennifer îi spune lui David că va rămâne în această lume pentru o vreme, sperând că va putea merge la facultate aici. David îi promite că se va întoarce să o verifice în curând, apoi se îmbrățișează. După ce Jennifer pleacă cu autobuzul, David se duce acasă și Margaret îl roagă să nu o uite niciodată, în timp ce îi dă un sandwich. Betty face cadou un cardigan și spune că este mândră de el. Apoi femeile îl privesc pe David cum folosește telecomanda pentru a se întoarce în sfârșit în lumea lui. În sufrageria lui, maratonul Pleasantville este pe cale să înceapă, dar David oprește televizorul și se duce să o verifice pe mama lui, care plânge în bucătărie. Ea îi împărtășește îngrijorările ei și David îi oferă câteva sfaturi, șocând-o cu cât de inteligent a devenit. În Pleasantville, viața este acum colorată și frumoasă. Betty și George stau pe o bancă și discută despre viitorul lor, iar Billy se alătură curând. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!